Vă spunem bună seara. O să vă rog chiar de la începutul acestei conferințe, Sclavia Romilor în țările române, o perspectivă comparativă. O să vă rog să share-uiți, să distribuiți această conferință, pentru că în seara aceasta se vor discuta o serie de lucruri foarte interesante cu privire la istoria romilor din România și nu numai, o să vedeți. Dar înainte de aceasta aș vrea să le mulțumesc din suflet participanților din această seară. Aș vrea să mulțumesc fiecăruia dintre ei și să le ofer posibilitatea foarte rapid de a vă saluta și ei la începutul conferinței. Eu voi spune câteva cuvinte despre proiectul Romano-Rodipe, noi direcții de cercetare, pe care Centrul Național de Cultură a Romilor, în parteneriat cu Centrul de Istorie a Eugeniei și Rasismului din cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, l-au inițiat. Proiectul nostru își propune să aducă în atenția publicului larg, pe de o parte, dar și a celui de specialitate, fenomenul robiei sau sclaviei romilor în țările române. Vom avea o serie de 5 conferințe, începând din această lună și până în luna noiembrie. De asemenea, vom scana și vom lărgi baza de date Sclavia Romilor. Vom scana o serie de documente noi și obiectivul cel mai important, să zic așa, al proiectului este acela de a publica la anul un volum cu documente inedite referitoare la istoria socială a romilor din țările române în secolul al XIX-lea mai ales. Așa că, Magda, o să-ți dau foarte rapid cuvântul pentru a spune, pentru practic a saluta, să zicem așa, pe ascultătorii noștri în această seară și aceasta o să fac cu toți invitații mei. Bună seara și mulțumesc tare mult pentru invitație. Este o plăcere să fiu astăzi cu voi și să contribui la această conversație. Mulțumesc frumos! Domnule profesor Turda, vă mulțumesc că sunteți din nou alături de noi și de asemenea vă mulțumesc pentru susținerea instituțională în cadrul acestui proiect. Bună seara tuturor! Bună seara Magda, bună seara Nicu, bună seara Bogdan, bună seara Petru și tuturor celor care ne ascultă. Vă mulțumesc că m-ați invitat. Este o mare plăcere să fiu alături de voi în această seară și sper să avem o discuție foarte interesantă. Petre, îți mulțumesc pentru faptul că ești alături de noi. Bună seara, Nicu, bună seara, domnule profesor Magda Bogdan. Sper să avem din nou o conversație și să schimbăm informații care să fie spre dezvoltarea acestui subiect și cunoașterea lui de către publicul care ne ascultă. Bogdan, îți mulțumesc și ție pentru faptul că susții această serie de conferință și la fel o să-ți dau și ție cuvântul. Bună seara, vă mulțumesc și eu la rândul meu pentru invitație. Este o bucurie să mă aflu alături de dumneavoastră din nou și această ocazie o consider binevenită de a discuta pe marginea unui subiect foarte interesant, dar din păcate foarte rar abordat în istoriografia românească. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Vom avea pentru fiecare prezentare aproximativ 15 minute. Îl voi invita pe domnul profesor Marius Turda cu prima prezentare. Da, mulțumesc. Am să plonjez direct în subiect, cum se spune, având în vedere că suntem și întârziați și este din vina mea, am întârziat puțin, îmi cer scuze. Și nici nu vreau să răpesc mai mult de exact 15 minute cât îmi sunt alocate. În consecință, Nicu și dragi colegi, am să fac mai degrabă o introducere în ceea ce cred eu că va considera, cel puțin pentru mine, un proiect de mai lungă durată și sper că în aceste 5 conferințe care le avem am să
intervin cu un anumit subiect și o anumită temă care ține de un proiect mai mare. Proiectul se numește simplu cum au devenit cetățenii sau oamenii care au locuit în teritoriile care azi le numim România, cum au devenit ei români. Sau, în unele cazuri, cum au devenit ei neromâni. Și este intenția mea să scriu o carte despre acest subiect. Și sigur că discuția despre sclavia romilor, discuția despre romi ca parte integrală a istoriei acestor teritorii și acestor țări este esențială pentru mine. Și din această perspectivă sper că ceea ce am de spus poate fi folositor. Mai există un alt argument care ține mai degrabă de ceea ce se întâmplă global. Cred că este necesar ca să avem o discuție despre sclavie la nivel global și ceea ce înseamnă sclavia și ceea ce a semnat ideea de sclavie în spațiul european, începând cu antichitate până în epoca modernă, să spunem așa, și cum europenii sau anumite culturi europene au formulat idei de superioritate și inferioritate. Au formulat idei că unii oameni sunt diferiți, că umanitatea lor este diferită, că culoarea pielii are o anumită semnătate, că felul de a te îmbrăca și de a te comporta are o anumită semnătate, că felul de a trăi, dacă ești nomad sau nu, are o semnătate și așa mai departe. Și asta este o discuție importantă, globală și europeană. Și cred că este absolut esențial că discuția românească este integrată în această dezbatere internațională. Din două motive. Unu, nu cred că se știe suficient despre situația din țările române. Cercetători străini foarte importanți care se ocupă de rasism sau se ocupă de capitalism sau critică a colonialismului și așa mai departe, cunosc foarte puțin situația din Europa de Est. Doi la mână, cred că cei care știu situația din Europa de Est și specialiști cum sunteți voi pot de fapt să destabilizeze puțin narațiunile care există în Europa Occidentală și în America de Nord despre ceea ce înseamnă să fii colonizat, ceea ce ai o memorie a sclaviei și așa mai departe. Deci putem să oferim o inserție în discuția globală care să vină din partea celor care se ocupă și care sunt direct interesați și sigur în cazurile dumneavoastră este clar o chestie care ține de istoria personală atât a familiei cât și colectivă și așa mai departe. Deci avem interese multiple de ce această discuție să fie atât locală, dar în același timp globală. Acum, cele patru puncte care cred eu că sunt importante pentru această discuție și după cum vedeți din titlul care l-am ales, inițial am pornit de la un proverb care din păcate există în colectiv în memoria culturală românească, da? Țiganul nu e om. Cred că este mai lung. Țiganul nu e om, nici salcea nu e pom. Cred că așa este proverbul pe care l-a cules Delia Grigore în colecția ei. Și sunt numeroase exemple de astfel de proverbe în mentalul colectiv românesc, în care romul este descris diferit, ca fiind aparținând aproape unei alte specii. Dar ce a fost interesant, că inițial am crezut că voi porni de această discuție despre umanitatea sclavilor și după aceea să spun câteva cuvinte despre umanitatea sclavilor romi, pornind de la proverbele românești, mi-am dat seama că de fapt am un alt exemplu și mai important, care vine din partea lui Nicolae Iorga. Nicolae Iorga, care este sărbătorit și a fost recent celebrat cu mare pompă la Academia Română ca un mare deschizător de drumuri, bineînțeles, complet marginalizându-se toate ideile lui antisemite, dar într-una din cărțile lui, în care discută despre călători străini în țările române, sunt convins că Bogdan și Petre știu cărțile astea foarte bine, a cules mai multe volume în anii 20. Și la un moment dat discută despre anumiți călători care au scris despre romi, începând cu secolul XVI, au vizitat Valahia, au vizitat Moldova și au scris despre romi, diferite situații. Și comentează Iorga în stilul lui caracteristic raportul dintre rom și român, dintre țigan și țăranul român. Și la un moment dat Iorga spune, și folosesc tot timpul când mă refer la cuvântul țigan, vă rog să înțelegeți că folosesc expresia din documentele epocii și din autorii pe care îi citez, ca să fiu clar. Și Iorga spune felul ăsta, sub toate aspectele lui, țiganul este o maimuță umană.
Și am vrut să pune de la expresia la Iorga, în care el definește romul ca o maimuță umană, ca să construiesc o înțelegere a ceea ce înseamnă umanitatea celuilalt, pentru că la urma urmei întregul proces, întregul fenomen istoric al sclaviei se bazează pe principiul că sclavul nu este om în același fel în care tu ești om. El este om într-un fel, dar nu în același fel. Și asta trebuie împachetată toată această discuție. Și bineînțeles, Iorga, cum știți, stilul lui foarte bun, merge mai departe și spune: dacă ne uităm la demnitatea țăranului român, contrastul este absolut clar. Ai această maimuță care trăiește la marginea șanțului, ai țăranul român în toată demnitatea lui monumentală și sigur ai aceste, care el numește și citez aici, rasele orientale, în care această simbioză român-rom creează o anumită hibriditate, să spunem în limbaj de azi, un anumit hibriz. Și Iorga cred că este într-un fel mai bun exemplu să pornim la o discuție despre sclavie și umanitatea sclavilor decât proverbele populare românești, deși și ele sunt o importantă sursă și trebuie considerată ca atare, cum a menționat și Delia Grigore în studiile ei. Și să vă spun cele patru puncte care vreau să le menționez și în discuțiile următoare să le aprofundez puțin. Mă uit cu atenție la ceas. Prima este legată de origine. La început, dezbaterea despre originea romilor este foarte veche într-un fel. Lumea are senzația că a început, dacă nu în secolul 20, maybe cu anumită întârziere, în secolul 19. Dar de fapt, în secolul 17 ai cercetători germani și englezi care speculează despre posibila origine a romilor. Printre cele două teorii favorabile, cum știți, au fost cea fiind din Egipt și cealaltă ca fiind din India. Și deja în secolul 18, când apar cărțile clasice despre istoria romilor, cărțile germane, originea indiană este confirmată. De ce este important pentru mine acest lucru? Sigur, dacă aș fi lingvist sau dacă aș fi interesat în etnografie comparativă sau în lingvistică comparativă, este important. Dar are o relație directă pentru mine, pentru că această obsesie cu a clarifica originea romilor a avut un impact extraordinar la două nivele. Unu, dacă nu erau din Europa, atunci, sigur, lucrurile puteau fi explicabile. De ce au ajuns ei sclavi, de ce sunt ei într-o situație inferioară și așa mai departe. Acest filon s-a dezvoltat cu apariția rasismului științific în secolul 18 și antropologiei rasiale, ducând la dezvoltarea propriu-zisă a rasismului față de romi, în care explicația că nefiind europeni justifica atât inferioritatea lor, cât și faptul că trebuie eliminați din corpurile națiunilor europene. De ce ei sunt? Și a discuta elementul originii și ideea de origine este foarte importantă. Și sper că într-o anumită discuție să facem asta. A doilea punct, și aici știu că atât Bogdan cât și Petre vor contribui, este dacă romii s-au născut, au fost sclavi când au fost aduși în țările române. Da? Știm această teorie în literatura de specialitate românească, Viorela Chim scrie despre asta, care a spus că de fapt ei erau deja sclavi când au fost aduși de la sud de Dunăre, de exemplu. Au fost donați de către unii și alții și de fapt ce s-a întâmplat în multe cazuri, au schimbat stăpânii. Sau dacă nu au venit de la sud de Dunăre, dacă erau la tătari, au fost sclavi deja la tătari și împreună cu tătarii și așa mai departe. Pentru mine acest argument, știind discuția din spațiul american despre sclavia americană, a negrilor din America, a sunat foarte similar cu argumentul, și Magda știe foarte bine, argumentul pe care cei care erau pentru sclavie îl puneau tot timpul pe masă, în care ei spuneau: când am adus negri din Africa, ei deja erau sclavi în Africa. De noi ce am făcut? Nu i-am făcut sclavi în America. I-am adus, ei erau deja sclavi. Erau deja inferiori, pentru că natura umană pe care ei o atribuiau negrilor și populațiilor de culoare era în așa fel în care poziția lor economică, socială era justificată. Și asta e un argument foarte, foarte important, pentru că sigur schimbă complet vectorul discuției. Dacă, sigur, nu i-am făcut noi sclavi pe ei, noi fiind români în cazul de față, dar deci noi pur și simplu, ce să facem acum? Dar nu era să refuzăm o donație foarte importantă
și să spunem nu unui cadou atât de frumos din partea principelui X sau principelui Y, când ei ți-au donat 10 familii de sclavi, nu? De robi. Este un argument foarte important și sper la un moment dat, cu ajutorul lui Bogdan și al lui Petru, să-l discutăm, pentru că este ceva care, dacă ne discutăm problema istoriografică, de mult a contat la construirea argumentelor despre sclavie, a jucat un rol foarte important și asta este un argument. Now, aici intervine discuția globală, ca să fac din nou o mică săritură în discuția globală, pentru că, sigur, când vorbim despre sclavie în acest fel și despre natura umană în acest fel, trebuie să mergem la Aristotel. Aristotel, și simplific discuția pentru că nu am timp, foarte simplu i-am spus, sigur, sunt două categorii de oameni și sunt două categorii de sclavi. Sclavi prin lege, adică sclavi care nu contează de unde vin sau ce culoare a pielii au sau dacă sunt educați sau nu, ci pur și simplu sunt victimele războiului sau unor împrejurări istorice. Deci puteai să fii sclav dacă erai prizonier de război. Cum de fapt s-a întâmplat și cu mulți romi. Nu toți romii, unul în primul rând, că nu toți romii din Imperiul Otoman au fost sclavi. Erau, adică născuți sclavi, pur și simplu au fost prizonieri de război unii dintre ei și erau cu armatele otomane. Erau bucătari, reparau corturi, erau muncitori, deci ajutau armata. Doi, dacă ne uităm la cazul cum este Albania, în Albania nimeni nu le spunea la romi țigani sau sclavi. Deci ai zone în care pur și simplu nu s-a creat aceasta. Deci asta e Aristotel și această discuție despre sclavie care continuă până cultura modernă europeană. În creștinism, creștinismul a readaptat toată treaba asta, spunea sigur. Deci asta este unul, o categorie. Și este cealaltă, în care Aristotel spune oamenii, unii de natură, sunt inferiori, sunt născuți sclavi. Și el justifică această idee naturală a sclaviei. Și aici este foarte important, pentru că avem această discuție lungă în dezbaterile despre rasă și rasism, că cei din Antichitate sau din Evul Mediu nu acordau importanță pielii și culorii pielii. Nu era un rasism bazat pe culoare, da? Ci pe alte criterii. Ceea ce este adevărat, dar într-un fel, argumentul pe care și-l bazează Aristotel, discuția lui despre sclavie, într-un fel este, din punctul meu de vedere, mult mai important decât culoarea pielii. Pentru că, de fapt, ceea ce Aristotel spune este că oamenii sunt, pe baza eredității, născuți inferior. Deci el oferă, de fapt, un argument ereditar aici, în care spune, te naști inferior, nu contează ce culoarea pielii o ai. Așa este de la natură. Natura te face un alt tip de om, aparții altei categorii. Și asta este o altă traiectorie la care sper să ajungem și în alte discuții, Nicu, dacă o să avem timp, vreau să accentuez aceasta, cum ajungi după aia în creștinism și cum este posibil ca și creștin să ai sclavi. Deci este o problemă de morală și de etică creștină. Cum justifici ca și creștin existența sclaviei? Și să purtăm discuția după aceea până la iluminism, filozofii iluminiști, care sigur au spus că natura umană este universală aceeași. Nu contează că ești pe o insulă în Pacific sau ești în fundul Moldovei, ești același om. Același argument nu a fost folosit de ei ca să facă o critică a sclaviei. Nici Montesquieu, nici Diderot, nici unul dintre ei nu au criticat fundamentele sclaviei, deși știau foarte bine că era plină lumea de sclavi când iluminiștii germani sau scoțieni au scris despre universalitatea sau uniformitatea caracterului uman. Adică doar, sigur, ei se gândeau la cei care pot să gândească să fie rafinați anumit tip de comportament. Și asta mă duce cu al treilea punct, mă grăbesc puțin acum ca să nu răpesc prea mult, care ține de umanitate. Cuvântul umanitate și a fi uman se schimbă brusc pe la începutul secolului XVII, când intervine această discuție pe care filozofii o fac despre ceea ce înseamnă să fii om, da? Omul înțelând ca fiind bărbatul alb european. Înainte, discuția, dacă știți poveștile din Evul Mediu, cum era calificată umanitatea, deși nu se folosea termenul ca atare, era bazat mult mai mult pe comportament, pe atitudine, pe felul de a te, pe galanterie, pe trăsături, care azi am spune trăsături care țin de caracter. Da? Deci această discuție, oamenii care erau curajoși și așa mai departe. Și așa diferențiau ei a fi om. Era omul care era sigur în stare să recite o poezie, să călărească calul, să se poarte galant cu o doamnă,
Așa defineau oamenii evului mediu. Bineînțeles, cei care nu aveau aceste atribute nu erau același tip de umanitate, același tip de oameni. Și poi am mergem mai departe în antichitate, dacă ne gândim din nou la vechii greci, discuția dintre ceea ce înseamnă să fii grec și ceea ce înseamnă să fii barbar, da? Cum defineau grecii pe cei care nu erau greci. Nu erau chestii de culoarea pielii, era și pur și simplu o chestie de cultură, da? Dacă erai în stare să vorbești greacă și dacă erai în stare să înțelegi lucruri complicate, cum ar fi geometria euclidiană, de exemplu, da? Aș vrea să discut la un moment dat despre om ca și comoditate, da? Legat de sclavie. Și am să dau doar un simplu exemplu aici, pentru că Bogdan știe mult mai mult decât mie din colecția lui Potra, contribuții la istoricul țiganilor din România. Și Potra are un capitol acolo foarte bine, dacă un capitol bine scris, în carte care se numește Valoarea robilor țigani. Da? Și asta el spune foarte simplu și dacă îmi dați voia să citi foarte scurt. S-a arătat că după legile țării, țiganii erau considerați în sfera bunurilor nemișcătoare. Da? Țiganii erau bunuri nemișcătoare. Urmând a fi schimbați, vânduți, o dăruiți după placul stăpânilor, servând câteodată și ca unitate de schimb. Și cum știe Bogdan foarte bine și Petre și alții care ne ascultă, Potra dă multe exemple acolo din toate letopisețele și documentele care le-a adunat el, în care un om bărbat rom era vândut pentru un cal, o femeie romă era vândută pentru 3 arginți sau 400 de arginți dacă era, și așa mai departe. Deci ei o spune foarte clar, ei nu existau ca oameni, ci existau ca obiecte. Și asta e un lucru care trebuie discutat. Și asta mă leagă cu teoria, o chestie teoretică care vreau să zic și cu asta termin, Nicu. Este unul din autorii mei formativi, Stuart Hall îl cheamă, și el la un moment dat a spus, dacă vrei să înțelegem fenomenul sclaviei, trebuie să înțelegem relația dintre sclav și proprietar. Deci cum se uita stăpânul de sclav la sclav? Și citind toate aceste exemple pe care le dă Potra, mi-am dat seama că ceea ce stăpânii ăștia de sclav încercau să-i facă, și de aici cred că are și va trebui la un moment dat să facem această hermeneutică a terminologiei, da, care există în cazul românesc, în care ei ofereau iertare. Deci ai dezrobire, ai emancipare și ai iertare, da? Și cuvântul iertare este extraordinar de important aici. În toate documentele care le-am citit eu, apare acest cuvânt și voi știți mai bine, îl iert pe X, îl iert pe Y. Da? Cuvântul ăsta este absolut este esențial. Și Stuart Hall, dacă îl folosesc pe el ca să înțeleg asta, spune, era foarte important să fie descris sclavii pe plantație sau pe pământul boieresc sau pe pământul moșiei ca fiind diferiți, ca aparținând unei alte specii, ca fiind alți oameni, ca fiind leneși, de exemplu, sau ca fiind nomazi. Pentru că dacă îi descriem în acest fel, atunci putem să legislăm sclavia ca fiind un proces transformativ. Îl fac pe rob sclav ca de fapt să îl fac om. Sclavia, în această înțelegere, funcționează ca procesul formativ de a transforma pe rom din sălbatic, din maimuță umană, în om. Ceea ce este extraordinar, dacă stai să te gândești la puterea acestui argument. Și sunt multe documente deja pe care sunt publicabile și publicate, care indică un astfel de interpretare și o astfel de abordare a subiectului, care cred că pentru istoriografia românească ar fi extraordinar de necesară și cu siguranță poate șocantă pentru foarte mulți. Deci aici este paradoxul într-un fel și cu asta am să termin, paradoxul care aș vrea să-l discutăm la un moment dat, care ține de această umanitate. Ce fel de oameni erau ei? Și după aceea, bineînțeles, această discuție nu s-a oprit cu emancipare, cu dezrobire și după emanciparea romilor, cum știți. Continuă pe ziua de azi și de aici și proverbele pe care le avem, avem câteva care am menționat până acum, da? Și nu le mai repet. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi, domnule profesor, mulțumim foarte mult. Sunt sigur că multe dintre ideile pe care le-ați
subliniat în cadrul prezentării, le vom aborda în conferințele viitoare. Este momentul de a trece mai departe, alături de Bogdan Chiriac, pentru a discuta despre fenomenul sclaviei sau despre fenomenul robiei dintr-o perspectivă comparativă regională. Așa că, dragă Bogdan, te invit. Da, mulțumesc. Aș dori să rulez și prezentarea PowerPoint, dacă se poate. Încă o dată mulțumesc pentru invitație. Aș dori să prezint la rândul meu o serie de reflecții personale asupra robiei romilor din perspectivă comparativă regională. Mai precis, aș dori să spun câteva cuvinte, să fac câteva observații asupra locului pe care această instituție socială, robia, l-a ocupat în regiunile sud-estică și răsăriteană ale Europei în epoca medievală, cumva până în secolul al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea. Mai întâi aș dori să fac unele precizări în ceea ce privește definirea termenilor de sclavie și robie. Știu, există o serie de controverse în jurul acestor sensuri, însă nu voi stărui asupra tuturor detaliilor, ci voi încerca să abordez robia în termeni structurali și încerc să o definesc drept o variantă locală și specifică a sclaviei, fenomen mai general și aproape omniprezent în istoria globală. Astfel, din punctul meu de vedere, robia poate fi definită ca o formă a vieții sociale din țările române, aici mă refer la Muntenia și Moldova, având la bază o relație de dependență inegală și asimetrică. Privită sub aspect juridic, natura inegală a acestei relații se manifestă în tendința de a reduce... O secundă... Tendința de a reduce persoana robului la statutul de simplă posesiune a stăpânului, care își exercită autoritatea nestingherit asupra robului, care este lipsit aproape de drepturi. Acest aspect normativ legal reprezintă un factor necesar, însă nu suficient pentru a explica fenomenul robiei. La fel de interesant sub aspect economic, observăm natura asimetrică a acestei relații de dependență, care se manifestă în exploatarea directă a muncii robului de către stăpân. Cu alte cuvinte, robul prestează muncă neplătită, nereglementată și în anumite cazuri sub constrângere. Iar în schimb, stăpânul nu are altă obligație decât să-i asigure minimul necesar pentru a supraviețui. După cum sublinează un text din secolul al XIX-lea, stăpânul trebuie să ofere robului doar haine și mâncare. Mai mult, rămâne la atitudinea stăpânului. Sub aspect social, robia se prezintă ca o formă de dependență corporală, în sensul că stăpânul exercită un control aproape complet asupra trupului robului, a familiei sale și a avutului său, însă nu are drept de viață și de moarte asupra sa, conform pravilei. Bineînțeles, în practică lucrurile erau un pic diferite. Evoluția acestei forme ereditare de dependență în țările române este cunoscută doar parțial. Și pentru a putea aprofunda subiectul, cercetătorii pot recurge la metoda comparativă, care poate fi definită succint drept analiza contrastivă a unor fenomene și instituții asemănătoare care au apărut în contexte politice și sociale diferite. După cum a susținut acum aproape 100 de ani istoricul Mark Bloch, unul dintre pionierii acestei metode, cercetarea comparativă are potențialul de a deschide noi perspective de interpretare asupra unor fenomene care, la prima vedere, par să fie avut o evoluție izolată. Însă, o analiză mai atentă poate scoate la lumină legături nebănuite. Astfel, cercetarea comparativă ne ajută să înțelegem că aceste fenomene au evoluat nu în izolare și nu sub semnul excepționalismului, ci mai degrabă în interdependență. Există mai multe modalități de a utiliza metoda comparativă în studiile istorice. Personal, eu prefer să recurg la comparații simetrice între fenomene asemănătoare, apropiate atât în timp cât și în spațiu, deoarece în felul acesta putem să identificăm o serie de împrumuturi directe
transferuri sau chiar origini comune între fenomene sociale care la prima vedere, după cum am spus, par să fie evoluat oarecum în izolare. Din punctul meu de vedere, analiza comparativă a robiei din perspectivă sincronică ne ajută să identificăm mai ușor acele aspecte care sunt specifice. Din perspectivă cronologică, robia, eu o văd ca o varietate locală a fenomenului global al sclaviei, nu a reprezentat pur și simplu un anacronism în epoca medievală. Așa cum au subliniat și alți specialiști în domeniu, sclavia nu a dispărut după căderea Imperiului Roman de Apus, ci a coexistat secole de-a rândul cu alte forme de dependență specifice societății feudale, precum șerbia. Chiar dacă a intrat în declin în Europa Occidentală în epoca post-carolingiană, începând cu secolele, să zicem, al IX-lea și al X-lea, sclavia și-a continuat existența în sudul și sud-vestul continentului, mai precis în peninsulele italică și iberică, iar negustorii genovezi și venețieni au practicat negoțul cu sclavi în Mediterana și Marea Neagră timp de secole, până în vremea Renașterii târzii. Aș dori să prezint acum o hartă care ne ajută cumva să vizualizăm puțin lucrurile. Văzută din perspectivă regională, din Europa de sud-est și de răsărit, robia din țările române nu se prezintă drept un fenomen izolat, deoarece sclavia a existat în forme specifice și în epoci diferite în multe dintre statele care s-au învecinat cu țările române. De exemplu, la vest, în regatul Ungariei, o varietate a sclaviei a existat până în secolul al XIII-lea. La sud, în Imperiul Bizantin până în secolul al XII-lea, când instituția a intrat în declin. Apoi, mai târziu, în Imperiul Otoman, când sclavia a fost complet abolită de-abia la finele secolului al XIX-lea. Important, și la răsărit, în Rusia Chieveană și mai târziu în statul moscovit, când instituția holopiei a fost definitiv abolită abia la începutul secolului al XVIII-lea, în vremea domniei lui Petru cel Mare. Doar odată cu amurgul evului mediu în sud-estul european, în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, sclavia a devenit anacronică. S-au avansat diverse explicații referitoare la persistența sclaviei în această regiune. Pe de o parte, unii istorici au subliniat faptul că hegemonia unor state, precum Imperiul Otoman și Hoarda de Aur, care practicau pe scară largă expedițiile de jaf în teritoriile limitrofe, inclusiv în Moldova și Țara Românească, luau zeci sau sute de prizonieri de război care alimentau piețele de sclavi din Constantinopol și Caffa. Pe de altă parte, ritmul diferit de dezvoltare economică în regiune, care a încetinit cumva tranziția de la munca servilă cu sclavi, la cea servită cu șerbi. Sunt și multe alte explicații, eu doar am citat două care sunt, nu știu, poate cele mai cunoscute. Aș dori să trec la prezentarea specificului instituției robiei în Moldova medievală. Ar fi ca un fel de studiu de caz, microstudiu de caz. Timpul scurt nu îmi permite să analizez întreaga evoluția unei instituții care a dăinuit cel puțin 430 de ani în Moldova. Mă voi limita doar la prezentarea unei singure trăsături pe care o consider definitorie, anume caracterul compartimentalizat al robiei. Poate termenul nu este foarte bine ales, de asta l-am pus și între ghilimele, însă prin compartimentalizat înțeleg faptul că doar unele grupuri de oameni liberi, elitele, stăpâneau categorii de robi care erau delimitate de restul populației, nu doar la nivel social, cât și etnic. În societăți în care sclavia a jucat un rol economic central, societăți bazate pe munca sclavilor, după expresia istoricului Moses Finley, sclavia avea un caracter difuz, în sensul că sclavii munceau în aproape toate sectoarele economice și proveneau din rândul unor populații foarte diverse. După cum a menționat și profesorul Turda, nu era așa de mult legat de culoarea pielii. Erau sclavi care proveneau chiar din rândul populației din care se trăgeau stăpânii.
Iar stăpânii în aceste societăți în care sclavia juca un rol central proveneau din rândul celor mai diverse categorii sociale. Astfel, în Grecia secolului Pericle, oratorul Lucian afirma că doar cetățenii atenieni, cei mai nevoiași, nu își permiteau să cumpere unul sau doi sclavi ca să-i ajute cu munca în gospodărie și în ateliere. Pentru a vă forma o idee cam cât de răspândită era această instituție în societăți considerate sclavagiste, vechea istoriografie marxistă. Însă în țările române, unde a existat o societate care deținea sclavi, nu o societate sclavagistă propriu-zisă, membrii elitelor, în general, dețineau robi tătari și romi. În ceea ce privește profilul stăpânilor, robia a fost strâns legată de elitele politice și ecleziastice, în sensul că domnul, boierii și mănăstirile, cu alte cuvinte, cei care aveau atât puterea cât și averea, ca să folosesc o expresie de epocă, stăpâneau și majoritatea sălașilor de robi. Au existat și excepții, bineînțeles, însă după cum bine a afirmat Dimitrie Cantemir în secolul al XVIII-lea, în descrierea Moldovei, aproape nu exista boier care să n-aibă mai multe familii de țigani sub stăpânirea sa. Robii erau văzuți, conform obiceiului țării Moldova, ca făcând parte din patrimoniul acestor familii boierești, care putea fi mărit sau înstrăinat prin moștenire, testamente, căsătorie, foi de zestre, adică vânzare, cumpărare sau alte mijloace. Am găsit un exemplu interesant în testamentul logofătului Costache Conachi, testament redactat tocmai în 1848 la moșia sa din Țigănești, lângă Tecuci. În acest testament există o secțiune în care Costache Conachi face referire la robii săi pe care îi lasă moștenire. Și el făcea distinție între robii lui Dumnezeu ai mei țigani, rămași de la părinți, deci care erau parte a patrimoniului familiei Conachi, robii care au fost aduși de soție ca zestre și cei cumpărați de el. Pe lângă acest caracter pe care l-am putea denumi elitist, robia din Moldova a avut o altă trăsătură distinctivă, anume volumul relativ redus al comerțului cu robi în comparație cu alte țări. În documentele de epocă analizată apar informații despre robi aduși de la sud de Dunăre sau de peste Carpați, însă nu am găsit mențiuni clare despre existența unor piețe de sclavi în Moldova, precum existau în Constantinopol sau Caffa, și nici despre negustori moldoveni care să fi practicat acest comerț infamant. Revenind acum la situația robilor, apartenența lor etnică și statutul de dependență s-au suprapus încă de la primele atestări documentare directe în Moldova din anul 1428, astfel încât termenul de țigan a devenit aproape sinonim cu cel de holop sau rob. Bineînțeles, sinonimia nu era de plină între cei doi termeni, din moment ce nu toți robii erau de origine romă și nu toți romii au fost robi. Unii erau liberi sau emancipați. Bine, acesta este un aspect un pic mai controversat. Sper să putem să-l discutăm mai târziu. Această suprapunere între apartenență etnică și statut dependent nu a fost singulară în istoria Moldovei, din moment ce membrii unui alt grup etnic, tătarii, au fost la rândul lor înrobiți. Primele atestări documentare asupra robiei din Moldova menționează de fapt 4 sălași de tătari donate de domnul Alexandru cel Bun mănăstirii Moldovița în anul 1402. Nu este clar din ce motiv acești robi tătari au fost treptat asimilați în masa populației și mențiunile despre ei dispar treptat în secolul al XVI-lea, în decurs de câteva secole, pe când o bună parte din robii romi și-a menținut cumva specificul etnolingvistic, deși au stat secole de-a rândul în robie. Explicațiile pentru acest fenomen sunt destul de diverse. Unii istorici susțin că stilul de viață al romilor, adică nomadismul, ar fi responsabil pentru această evoluție singulară. Pe când sociologi precum Nicolae Gheorghe au evidențiat rolul puterii centrale și a structurilor de proprietate a solului în principate, în formarea și perpetuarea acestei forme agravată de dependență a romilor. Nu cred că mai am de ajuns de mult timp pentru a intra în alte detalii. Aș dori în încheiere doar să subliniez contribuția pe care o poate aduce studierea robiei din perspectivă comparativă regională.
nu am vorbit prea mult despre tratamentul opresiv la care erau supuși robii, ci m-am limitat doar la unele aspecte structurale. Văzută prin prisma evoluției generale a sud-estului și răsăritului Europei în Evul Mediu, robia din Moldova nu apare ca fiind complet anacronică și nici izolată, cel puțin nu până în secolul al XVIII-lea. Din moment ce au existat varietăți ale sclaviei, în epoci diferite și îmbrăcând forme locale specifice, în multe din statele învecinate. Se pare că au existat anumite interferențe și influențe reciproce, vizibile la nivelul terminologiei. O serie de termeni utilizați în documentele de cancelare slavo-române din Moldova pentru a descrie statutul servil, acești termeni ar fi celiad sălaș, holop și rob, sunt de origine slavă și conform unor studii de specialitate, ele ar fi fost preluate de la slavii de răsărit. Însă rămâne ca o serie de cercetări ulterioare să stabilească dacă aceste împrumuturi semantice au fost dublate sau nu de un posibil transfer și la nivelul instituțiilor sociale. Da, vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, răspund cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc, Bogdan. Am câteva întrebări. Unele din ele sunt de la prietenul nostru comun, Ion Duminică. Vom răspunde la el. Salut cu acest prilej și mulțumesc pentru întrebări. Da, la unele din ele vom răspunde la final. Îți mulțumesc pentru prezentare. Mi-am notat câteva idei și sper să le reluăm îndeaproape în cele 30 de minute pe care le avem la dispoziție pentru dezbatere. Doar să lansez așa câteva din ele. Țiganii, cu referire la termenul istoric, da, în ghilimele, cu toate că eu prefer să zic romii, cred că se înțelege de fapt la ce vrem să facem referire, da? Romii au fost în timpul robiei, puteau fi considerați un grup etnic sau mai degrabă un grup social. O întrebare la care mi-aș fi dorit să răspundem, bine, tu ai făcut asta, dar într-un fel în care ca informația să ajungă mult mai, cum să zic, într-o formă mai accesibilă către publicul larg, doar în țările române a existat fenomenul robiei, tu ai răspuns că nu. A fost cea mai lungă robie, cea din țările române. Vom relua aceste întrebări la final și le vom dezbate. Mulțumesc foarte mult. Petre, trecem acum la prezentarea ta. Tu ne vei vorbi despre, vei face o comparație între fenomenul sclaviei din țările române comparativ cu acest fenomen în coloniile franceze. Bună seara! În spațiul românesc avem primele informații, au mai fost amintite, avem primele informații despre prezența romilor începând cu sfârșitul secolului XIV, 1370-1385. Și avem identificate grupuri de romi care sunt dăruite boierilor sau inițial mănăstirilor de către domnitorii țări. Asistăm la o donație care este amintită în dreptul lui Alexandru cel Bun pentru mănăstirea Cozia. M-am uitat în documentul original, 300 de familii de țigani, de sălașe de țigani, este modificat. Documentul nu este, probabil călugării au făcut modificarea aceasta. Cine sunt acești oameni care ajung în țările române? În ce condiții ajung ei? S-a spus mai devreme de domnul profesor Turda că există două posibile răspunsuri. Sau au venit din sudul Dunării ca sclav sau ca oameni liberi, sau au fost aduși de către tătari prin incursiunile lor din estul
din estul continentului. Însă eu am identificat anumite elemente pe care vreau să le precizez. Este o migrație de tip restrâns, grupuri restrânse. Nu este o imigrație cum a fost, cum erau migrațiile anterioare, ale popoarelor anterioare, care veneau în grupuri compacte de 50, 70 de mii, 100 de mii de persoane. Nu, aici avem de-a face cu câteva familii care pătrund la nord de Dunăre, se instalează pe un teren, iar boierul, potentatul local, și asimilează ca supuși. Domnitorul țării, în virtutea dreptului său de stăpânire superioară, dominium eminens, la un moment dat începe să-i distribuie mănăstirilor, pentru că mănăstirile aveau nevoie de brațe de muncă, mănăstirile nou construite. Va face același lucru și în dreptul boierilor, fiindcă boierii aduceau servicii domniei, iar la vremea aceea nu erau plătiți, nu erau remunerați, nu aveau un salariu. Așa că li se ofereau diverse privilegii, diverse donații, între acestea fiind și sate de români și grupuri de romi. Mai identific un lucru, și anume că romii ajung în spațiu românesc odată ce stăpânirea asupra pământului era deja exista. Satele erau formate, satele de țărani, care aveau proprietate asupra pământului, potentații locale existau și ei ca o stăpânire superioară. Domnia este încă la început, dar romii nu au pământ, ca să rezum, spre deosebire de ceilalți locuitori ai țării. Și asta mă face să concluzionez că vin puțin mai târziu. Un alt lucru care este interesant, domnitorul țării este principalul element de decizie în privința statutului romilor. Iar dacă la început el îi consideră și tratează ca fiind supuși ai săi, prin donația către boier mănăstiri, își pierde această autoritate. Pentru moment, o va recăpăta odată cu dezrobirea. Nu toate grupurile de romi ajung să fie dăruite. Societatea medievală românească este o societate a privilegiilor, ca în Europa medievală. Sunt grupuri de romi mai puternice, care au avut o migrație diferită de cele câteva familii care se instalează în stânga și în dreapta. Aceste grupuri romi vin într-o formă compactă și rămân într-o formă compactă. Și aceste grupuri nu pot fi dăruite, pentru că erau suficient de mari și de puternice încât să se poată opune. Se opun prin fugă. Le dăruiești, mâine nu mai sunt acolo. Au strâns corturile și au plecat. Sunt mulți sclavi romi care fug în Imperiul Otoman și sunt opriți de către pașa de la Vidin sau de la Rușciuc și sunt folosiți în scopurile lor personale, fiind mai târziu căutați de către boierii din țara românească. Migrația asta e suficient de importantă încât să genereze un firman al sultanului care le solicită pașii de Vidin restituirea robilor, pentru că afectau tributul țării românești. Mă întorc la domnitor, pe care îl văd ca piesa centrală acestui sistem. Pentru că domnitorul, dacă inițial îi are ca supuși ai săi, apoi o parte din acești supuși îi dăruiește boierilor și mănăstirilor, cu trecerea timpului, supușii aceștia devin din ce în ce mai importanți economic pentru el, își pierd din calitatea de supuși
și devin mai mult o sursă de venit. Asta îi dezumanizează pe romi, dar către secolul XIX se merge în direcția aceasta. Îi dezumanizează la sensul că privilegiile lor anterioare, care le mențineau o relativă independență în raport cu mecanismul, cu instituția sclaviei, privilegiile acestea tind să dispară. Și pentru că documentele se pierd, pentru că domnitorii nu le mai renuiesc și așa mai departe. În comparație cu situația din spațiul românesc, Franța continentală, în vremea regelui Ludovic al X-lea, prin edictul din 3 iunie 1315, abolește sclavia pe teritoriul Franței continentale. Deci 1315, în Franța continentală, sclavia este desființată și orice sclav care punea piciorul pe teritoriul Franței devenea un om liber. În spațiul românesc, orice rom care ajungea devine supus al domnului, cu posibilitatea de a fi dăruit prin danie devenind sclav. Vedeți, se pleacă aproximativ din același moment în două direcții complet opuse. În privința abolirii sclaviei, momentele sunt oarecum tind să se reintersecteze și cele din Franța cu cele din România. Pentru că în 4 februarie 1794 este primul decret care proclamă abolirea sclaviei în toate coloniile franceze. Am văzut în 1315, din 1315 nu mai erau sclavi, însă o serie de decrete ale regelui Ludovic al XIII-lea și Ludovic al XIV-lea au permis existența unui comerț de sclavi care să se facă inclusiv prin porturile franceze, comerțul triunghiular și cu Statele Unite ale Americii, Africa, Europa, Statele Unite. Dar în 1794 acest comerț este scos în afara legii și sclavia este desființată. Aplicarea acestor decrete în coloniile franceze este inegală. În unele se întâmplă, în altele nu va fi pusă în practică. Napoleon chiar acolo unde nu a fost pusă în practică, va reveni asupra ei și va restaura sclavia până la 1848. La 1848, guvernul revoluționar o elimină cu totul în colonii. Și același lucru se întâmplă și în spațiul românesc. În țara românească, guvernul revoluționar de la 48, care avea în mare aceleași idei în privința sclaviei cu revoluționarii francezi, scoate sclavia în afara legii, o desfințează. Doar că existența sa efemeră de doar 3 luni a făcut ca sclavia să mai continue până în 1855-1856 în țările române. În Franța se termină la 1848. Ceea ce mai vreau să adaug aici este că și în țările române și în Franța, în urma abolirii sclaviei, statul care își recapătă cetățenii va oferi niște plăți compensatorii, dar nu foștilor sclavi pentru ceea ce au îndurat, ci foștilor proprietari. Și acest lucru este privit astăzi ca o abordare inegală, greșită. Deja se pune în discuție ca cei care, foștii proprietari de sclavi, care au și beneficiat de munca sclavilor și au și fost despăgubiți de către stat, să fie identificați. Arhivele franceze permit în mare parte acest lucru,
și să fie puși să plătească compensații foștilor sclavi, în fine, descendenților foștilor sclavi. Nu se ia nicio măsură pentru pentru a-i ajuta în emanciparea lor pe acești noi cetățeni. Nu se face nimic pentru ei, sunt lăsați de izbeliște, sunt lăsați să fie absorbiți de economia țării și acest lucru nu a permis, cum să spun, rattraparea, nu a permis ca decalajul dintre sclavi și restul societății să fie anulat. Așa că astăzi asistăm la o nouă dezbatere, la o discuție pe care Magda ne va prezenta cu privire la compensațiile ce ar fi normal să fie plătite datorită instituției sclavii. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, Petre! Ne apropiem de subiectul reparațiilor și de aceea o voi invita pe Magda cu prezentarea problema reparațiilor, o perspectivă comparativă, ceea ce mi se pare foarte interesant. Magda, te invit. Bună seara din nou și mulțumesc tare mult pentru invitație, Nicu și Petre, sunt recunoscătoare pentru că m-a ajuns să fac tranziția de la istorie către un subiect mai actual, mai prezent în conversațiile noastre despre ceea ce ar putea fi făcut. Și aș începe prin a spune că, din punctul meu de vedere, justiția reparatorie sau ceea ce numim în englez reparations reprezintă un element cheie în remedierea injustițiilor colective, în special în cazul injustițiilor cauzate de către sau prin participarea statului. Și aș vrea să fac foarte clar această tranziție în discuția noastră de la prezentarea de fapte istorice la prezentarea unor propuneri de răspunsuri și soluții cu dimensiuni politice, culturale, economice vis-a-vis de nedreptățile prezentate de către colegii mei în relație cu sclavia romilor. Acum, în România nu vorbim foarte des despre justiție reparatorie, nici măcar nu avem un termen în limba română care să fie echivalentul exact al cuvântului reparations. Însă, la nivel global, multe voci, diverse din punct de vedere politic, geografic sau etnic și din motive foarte diferite, au propus și se luptă de decenii pentru a convinge guverne să recunoască și să repare, cel puțin parțial, injustițiile suferite de comunități opresate. Și aș spune că un exemplu recent este un articol extrem de influent publicat în The Atlantic, în care Ta-Nehisi Coates a redeschis o conversație națională în Statele Unite prin acest articol care argumentează, care spunea că responsabilitatea statului există o responsabilitate a statului în a repara politicile și practicile injuste și opresive împotriva afroamericanilor. Și observăm apoi că un an mai târziu, în timpul unei dezbateri de la Oxford Union, Sashi Tharoor, care fusese fost subsecretar general al ONU, dar și fost ministru în India, argumenta că Marea Britanie ar trebui să plătească de slăbiri Indiei, apel care a devenit la momentul respectiv foarte prezent și viral în India. Și e interesant să ne uităm la acest apel și din perspectiva faptului că există această cerere de justiție reparatorie de la India către
către Marea Britanie, însă există foarte multă reținere și un mare nu atunci când populația dalită din India solicită justiție reparatorie pentru injustițiile care li s-au aplicat lor în interiorul țării. Și poate că un exemplu mai apropiat de subiectul discuției noastre este Comisia de Justiție Reparatorie CARICOM, creată în 2013 de către șefii de guvern ai insulelor Caraibe, precum și comitetele naționale, care aveau ca scop, pe de o parte, plata de daune, de compensații din partea țărilor europene coloniale către aceste popoare din Caraibe pentru genocidul populațiilor native, pentru comerțul transatlantic cu sclavi și pentru ceea ce știm că se numește sclavie rasială sau racial slavery. Și de altfel, cred că Sir Hilary Beckles, care e extrem de cunoscut ca fiind un promotor al acestor demersuri de justiție reparatorie, zicea într-o conferință la Harvard Law School în 2015 că asistăm la un moment de cotitură în atitudinea globală față de justiție reparatorie. Și într-adevăr vedem aceste discuții în America, în Europa, în Caraibe, în Africa, discuții care fie se referă la programe naționale de justiție reparatorie, fie au elemente mici de justiție reparatorie cerute ca și demersuri. Iar parte din agenda noastră pentru programul de studii rome de la Harvard este să includem romii, mai ales sclavia rasială, în aceste conversații globale. Și Marius a vorbit despre importanța acestor conversații globale și rolul romilor aici. Și poate că un exemplu este faptul că la finele anului, într-un raport scris de către o comisie, Lancet on Reparations, în care sunt și eu membră, vom vedea că în acest raport global avem și un studiu de caz despre pe care noi l-am numit Racial Enslavement of Roma. Însă atunci când vorbim despre justiție reparatorie, cred că știm, dar aș vrea să aducem în discuție și acest aspect. Trebuie să înțelegem că acest subiect rămâne profund sensibil și contestat și că a provocat până la momentul acesta foarte multe întrebări, nu numai în discuții politice, dar și intelectuale, în ciuda importanței istorice și sociale a justiției reparatorii. Și, de exemplu, o întrebare care apare frecvent este dacă guvernele și societățile contemporane sunt responsabile pentru nedreptățile istorice și dacă trebuie să inițieze procese care să ducă la recunoașterea oficială a vinovăției din trecut și la despăgubiri materiale. Și, într-adevăr, multe guverne se dovedesc reticente, cu foarte puține excepții și probabil că putem numi aici cazul Germaniei de după Holocaust. Și aceste guverne nu vor să se angajeze serios în ceea ce privește cererile de justiție reparatorie. În mod special, aș spune eu, calculele vis-a-vis de răspunderea financiară destul de mare influențează aceste decizii ale statului. Însă știm totuși că istoria predată în școli, de exemplu, care este de cele mai multe ori scrise de către vânători, de către grupurile dominante, este parte din acest tip de proiect cu spirit naționalist care reprezintă episoadele de glorie din istoria țării, dar refuză să recunoască rolul de opresor, genocidul sau exploatarea. Și observăm această tensiune și în cazul manualelor de istorie din România și această reticență a establishmentului românesc
să acorde atenția necesară și recunoașterea necesară sclaviei romilor. O altă întrebare este dacă organizațiile interguvernamentale, și aici mă refer la ONU, la Consiliul Europei, la OSCE, sau organizațiile non-guvernamentale au un rol în stabilirea unor astfel de procese de justiție reparatorie pentru sclavie, genocid sau alte atrocități din trecut sau din prezent. Și cred că noi am discutat un pic înainte de eveniment, dar în egală măsură o altă întrebare este cine ar beneficia de astfel de politici și de despăgubiri și ce cred victimele sau urmașii despre asta. Și vreau să subliniez întrebarea asta despre ceea ce cred victimele sau urmașii, pentru că unii reprezentanți ai victimelor sau supraviețuitori resping despăgubirile financiare ca fiind o strategie validă de justiție reparatorie. Unii critică acceptarea a ceea ce îi numesc bani murdari sau ceea ce îi consideră a fi o utilizare oportunistă a trecutului, dacă vreți. Dar poate în contextul acestei discuții comparative, o altă întrebare importantă este legată de elementele comune de justiție reparatorie care leagă diferite grupuri cu istorii comparabile de nedreptate, în cazul nostru, să spunem, sclavia rasială. Și sigur că putem învăța din măsuri reparatorii implementate în sau de către diverse țări. Unul dintre cele mai cunoscute programe de măsuri reparatorii, alături de Comisia de Reconciliere și Adevăr din Africa de Sud, este programul German, care a stabilit măsuri educaționale, păstrarea memoriei și despăgubiri de mare amploare în urma Holocaustului. Sigur, aici putem să vorbim despre și să aducem o critică asupra modului în care romii au fost excluși și ignorați în o bună parte din aceste programe și cred că Nicu poate să vorbească mult mai elocvent despre asta, dar nu asta este subiectul prezentării mele. Dar există însă și alte precedente de justiție reparatorie și vedem în ultimile decenii, de exemplu, că în Noua Zeelandă s-au acordat despăgubiri populației Maori pentru nedreptățile cauzate începând din anii 800 în perioada colonială. În 2003, de asemenea, guvernul britanic a fost de acord să despăgubească peste 5.000 de persoane în vârstă care au fost victime ale torturii coloniale din timpul revoltei Mao Mao din anii 1950 din Kenya. Însă ceea ce vedem este că unele țări, inclusiv fostele colonii ale Marii Britanii, au pus accent pe importanța despăgubirilor financiare și pe importanța memoriei, luând drept exemplu răspunsul Germaniei față de victimele și supraviețuitorii Holocaustului. Însă alte țări au acordat, și alte grupuri de altfel, că nu au fost numai țări, au acordat prioritate memoriei și simbolurilor. Monumente publice, scuze, zile comemorative sau rescrierea istoriei naționale. Vedem și că participanții de la Conferința Mondială împotriva rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei și a intoleranței, conferință care a fost organizată de ONU în 2001 la Durban, au cerut guvernelor ca forme de remediere a trecutului să facă investiții publice, sociale și economice substanțiale în programe care să ajute comunitățile afectate de injustiții colective. O astfel de abordare este cunoscută în literatură ca forward looking. Deci, practic, când vorbim despre justiție reparatorie, nu vorbim numai despre abordări forward looking, în sensul responsabilității materiale pentru diminuarea moștenirii continue de nedreptate materială și excluziune socială. Vorbim și despre o abordare backward looking, cum se o știm în literatura pe reparations,
adică despre memorie, despre necesitatea de a acorda respect, umanitate și demnitate suferinței victimelor și supraviețuitorilor și despre nevoia de a face o ruptură morală cu trecutul. Iar sclavia reprezintă o temă crucială în abordarea nedreptăților colective din trecut. Până în prezent, însă, niciuna dintre țările în care a existat sclavie nu a acordat programe naționale coordonate de justiție reparatorie de natură simbolică, juridică sau materială descendenților sclavilor. În prezent sunt câteva universități sau guverne locale care au inițiat sau care pilotează o serie de programe care sunt gândite din prisma justiției reparatorii, însă care se axează mai mult pe latura materială, pe despăgubiri financiare și Petre vorbea mai devreme despre aceste calcule economice. Și sunt exemple de la Universitatea Georgetown din SUA sau de la Universitatea din Glasgow care au anunțat despăgubiri financiare într-o formă sau alta. Mergând mai departe și eu să încerc să concluzionez în câteva minute, Nicu, aș vrea să mai spun că sunt doi autori din America, Sandy Darity și Kristen Mullen, care argumentează dintr-o carte din 2020 că justiția reparatorie trebuie să includă trei elemente, ceea ce ei numesc The Arc of Justice. Și prin arc ei vor să spună acknowledgement, restitution și closure. Și asta înseamnă recunoașterea injustiției și a momentului istoric, dar și programe reale create de către guverne și de către alte instituții și persoane juridice și private. Programe reale care să repare nedreptățile și inechitățile și apoi ideea asta de closure în engleză care spune că victimele trebuie să simtă că li s-a făcut dreptate și atunci putem să spunem că justiția reparatorie a existat. Însă cei doi autori vorbesc despre sclavie, însă nu în mod izolat, ci includ catastrofele sclaviei într-un program mai amplu de justiție reparatorie pentru toate politicile injuste îndreptate împotriva afroamericanilor. Și acum, în contextul românesc, Jacqueline Bava și cu mine propunem într-un volum numit Time for Reparations, pe care o să-l public, care va apărea în septembrie, de altfel anul acesta, mai multe tipuri de măsuri care să repare păcatul sclaviei din România, dacă vrem să folosim acest termen cumva legat cu ideea de iertare pe care o aducea Marius mai devreme în conversație. Și pentru noi, formele de justiție reparatorie includ acest adevăr istoric care poate fi spus în multe forme, nu numai în formă scrisă, dar există multe metode de a arăta adevărul istoric. Apoi noi vorbim despre memorie colectivă și despre cum păstrăm memoria sclaviei, dar și memoria rezistenței. Și eu lucrez împreună cu un coleg la documentarea sclaviei în Ilfov, în județul în care eu m-am născut, și ne uitam la un fond de arhivă și foarte multe din documentele la care noi ne uităm sunt legate de fuga romilor din sclavie. Și mi s-a părut foarte interesant documentarea asta, pentru că mi se pare că atunci când vorbim despre fuga din robie trebuie să o legăm despre ideea de rezistență și de revolta romilor împotriva acestui sistem opresiv. Și apoi evident că vorbim despre scuze publice pe care nici măcar la momentul ăsta nu le avem nici de la statul român, nici de la Biserica Ortodoxă, compensații financiare, dar și despre reforme legale, culturale și de politică publică. Deci, practic, noi propunem o combinație între cele două abordări de backward looking și forward looking. Și poate că important este să ne uităm la ceea ce fac și alte guverne, ceea ce se întâmplă și în alte țări, pentru că
vorbim despre această perspectivă comparativă și poate că România poate să se uite acum și să învețe din propunerea de lege care se află acum pe masa Congresului American și practic care este o celebră propunere de lege numită HR40, care este practic o propunere de a face o comisie de a studia sclavia, dar și de a dezvolta măsuri reparatorii pentru afroamericanii din Statele Unite. Și probabil că în România, poate că asta este ceea ce trebuie să facem și noi, să avem această lege care să propună din nou o altă comisie, am mai avut una în 2007, care să studieze sclavia și care să se uite la toate nuanțele și la toate elementele necesare pentru a propune aceste măsuri reparatorii, poate că scuzele și compensațiile financiare și memoria și adevărul nu vor fi singurele măsuri necesare. Probabil că această comisie ar putea să vină cu multe alte propuneri, dar cert este că trebuie să începem să vorbim despre justiție reparatorie în România și trebuie să ne asigurăm că se întâmplă. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumim și noi, Magda, pentru prezentare. Mulțumim tare mult! A fost foarte, foarte utilă și foarte, cum să zic, cred că am avut foarte mult de învățat, să zic așa, mulți dintre cei care au privit prezentarea ta, pentru că, așa cum ai spus și tu, este încă considerat acest subiect al reparațiilor un subiect sensibil, în ghilimele. Sincer să fiu, nu prea înțeleg de ce, pentru că nu degeaba prima conferință din seria de conferințe pe care o organizăm a fost aceasta, a unei perspective comparative, da? Lucru propus și de Marius, tocmai pentru că ne-am dorit să încadrăm, da? Așa cum ați spus și voi, fenomenul sclaviei în fenomenul global, ca să zic așa, al sclaviei. Și îmi vine în minte o prezentare pe care am văzut-o de curând, referitoare la sclavia din Statele Unite, în care aboliționiștii de acolo erau tratați, erau văzuți de restul elitelor, și din mediul economic, din mediul politic, nu erau tratați diferit sau văzuți diferit față de modul în care erau văzuți aboliționiștii aici în spațiul românesc. Așadar, cred că problema aceasta a reparațiilor aduce în agenda publică, după părerea mea, atât problema memoriei pe care tu, Magda, ai menționat-o, dar și nevoia de a cerceta mai mult sclavia romilor în țările române. Pentru că dacă ar fi să menționez volumele de documente care s-au publicat până în prezent, care tratează în mod special sclavia romilor, știu despre volumul coordonat de Petre, care este aici prezent și pe care îl felicităm pentru munca depusă, și de asemenea volumul de documente coordonat de Venera Achim și Raluca Tomi. Așadar, materialul documentar pus la dispoziția cercetătorilor, sociologi, antropologi, istorici, cred că este unul foarte, foarte redus. Așadar, cred că discuția pe care noi o inițiem în această seară și felul în care încercăm să punem lucrurile pe tapet, și cu această ocazie lansez invitația de a ni se alătura și celorlalți cercetători care
au studiat până în prezent și cercetat sclavia romilor, să se alăture echipei noastre, da, în cadrul unor dezbateri, pentru a aduce la cunoștința publicului larg aceste informații despre care cunoaștem foarte, foarte puțin. Mă uit la secțiunea de comentarii. Văd aici pe prietenul nostru Marian Ghiță. El spune, apropo de așezare, cred că se referă la sedentarizare, dacă zice, nu prea are legătură cu tema sclaviei, dar Andrei Stașiuc, un prozator, poet, eseist și critic literar polonez, spune că pentru el Europa se termină unde nu mai vede romi. Da? Nu știu la ce se referă exact, dacă se termină, adică în sensul că este o Europa inclusivă. Dacă îmi permiți, eu să zic două cuvinte despre comentariul ăsta, că mi se pare foarte interesant și la momentul ăsta, dacă înțeleg eu bine, comentariul e ceva legat de ceea ce scriu și eu. Deci, practic, dacă ne uităm la ceea ce înseamnă rasismul anti-romi în Europa, există mai multe piloane pe baza căruia această formă de opresiune continuă să existe și să se transforme de la o generație la alta și să reacționeze la ceea ce activiștii sau oamenii în comunitate spun nu. Și ideea asta de partners, în engleză, ideea asta de separare între romi și neromi, între romi și gagii, este practic un pilon al rasismului anti-rom. Și vedem încă din perioada sclaviei și după aceea că romii încep să fie așezați la distanță, la marginea satelor, la marginea orașelor, pe de o parte din punct de vedere al așezării fizice, însă vedem asta și în zilele noastre, această distanță dintre romi și români, în momentele în care romii încearcă să intre în anumite spații considerate, de exemplu, spații albe românești, într-un club, într-un restaurant, într-un spa, oriunde. Și cred că ideea asta de distanță și de a-i ține pe romi la distanță a fost tot timpul parte din ceea ce înseamnă, cum spunea Marius mai devreme, faptul că romii nu sunt văzuți ca oameni și faptul că ei, în momentul în care ei au acces la aceste spații, atunci ei devin oameni, devin egali cu ceilalți. Și există această reticență ca ei să nu fie, ca noi romii să nu fim incluși în aceste spații. Și eu din perspectiva asta m-aș uita la ceea ce spune Maria Înghiță și la faptul că acest critic literar polonez spunea că Europa se termină unde nu se mai văd romii, dacă înțeleg exact contextul și gândurile lui de altfel. Da, mulțumesc. Cred că se leagă foarte mult de prezentarea lui Marius. Practic și comentariul lui Maria Înghiță și completarea ta, Magda. Așa că, Marius, dacă vrei să mai adaugi ceva, te invit. Magda a spus foarte bine și asta este una dintre, cred eu, problemele esențiale ale discuției despre romi, nu doar din perspectiva înțelegerii fenomenului sclaviei, dar din perspectiva înțelegerii rasismului contemporan, este această geografie simbolică a identității. Discuția academică este una, dar percepția individului este într-un fel alta și mulți oameni instinctual se uită la romi ca aparținând unei complete specii, de un alt tip de om. Și asta trebuie discutată hermeneutic și conceptual. Ce fel de om este romul? Da? Cine a pus întrebarea asta în cultura română? Cum a definit? Și dacă te uiți din secolul 17 până secolul 21, această discuție este la fel de esențială, din punctul meu de vedere, ca și discuția ce fel de om e românul. Și aceste lucruri trebuie văzute în complementaritatea lor. Dar este dificil, cum a spus și Magda, discuția care se poartă în România despre aceste subiecte antagonizează foarte repede participanții la discuție,
îți creează dușmani imediat, te face subiect de atac în public și este foarte greu să ai o interacțiune serioasă pe aceste teme, pentru că sunt văzute ca fiind un atac direct la cultura majoritară, la identitatea națională a românilor și o suminare într-un fel politică, pentru că este asociată cu toată gândirea, mă rog, de deconstrucție a istoriei colonialismului, rasismului, care vine din America sau din Anglia și este percepută ca fiind o intruziune într-un fel într-un spațiu domestic. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie purtat și nu înseamnă că noi ne vom opri din această discuție. Noi vom continua să discutăm și poate cu speranța că mulți ni se vor alătura și vom lărgi acest spațiu interpretativ. Cum spunea și Magda, ceea ce avem nevoie acum nu este istorie. Istorie avem suficiente și cititori extraordinari cum este Bogdan și Petre și alții care pun documentele pe masă. Ceea ce avem nevoie este interpretarea și discuția documentelor. Documentele acum ele o să apară și voi, Nicu, publicați și veți publica în continuare. Dar ce impact au astfel de documente asupra discuției publice? Ce impact au astfel de documente asupra istoricilor români care se ocupă de problema romilor și de istoria românilor? Ca să nu fac diferența mereu. Nu vreau să fiu înțeles greșit, dar este o mare problemă, sigur, ca să discuți aceste subiecte cu istorici români, să spun așa, care refuză pur și simplu să vadă, chiar și cei mai răsăriți, refuză să vadă importanța acestui subiect. Începând cu marile cărți clasice, care sunt două, trei pagini puse acolo de autori extraordinar de bine plasați istoriografic, da? Lucian Boia vorbește istoria lui, istorie și mit, și discută foarte simplu despre istoria sclaviei și a romilor. În cartea lui despre România, o țară la marginea Europei, îi consideră pe romi ca fiind toți criminali care țin România, îi fac România de rușine. Deci asta este perspectiva. Singurul care scrie cât de cât mai, și asta este dificil, este Sorin Mitu. În cartea lui despre identitatea națională a românilor în Ardeal, subliniază importanța romilor, dar din o carte 300 de pagini sunt 3 pagini care se ocupă de romi, da? Și așa mai departe. Deci, la un moment dat, când se va purta această discuție cu acești oameni foarte importanți din istoriografia și spațiul public românesc, care ei trasează, de fapt, liniile mari ale dezbaterilor? Și aici intervine această dorință pe care Magda a exprimat-o clar, care vine nu doar din partea romilor, vine din partea oricărui om care știe ce se întâmplă și care vrea să facă ceva, ca să pună problema pe masă și care trebuie discutată în numeroasele ei aspecte. Că sigur nu este o problemă simplă, nu este o problemă care trebuie tratată cu superficialitate. Și sigur, în cazul românesc sunt multe nuanțe pe care, să fim sinceri, acum că toți suntem la această discuție, foarte puțin străini nu le înțeleg prea bine. Și atunci există și foarte multe misinterpretări și dezinformări și atacuri nejustificate care vin nu neapărat din răutate, ci vin din simplu fapt că nu înțelegi nuanțele nici limbii prea bine, nici a documentelor și așa mai departe, ci terminologia folosită și așa. Este destul de dificil. Nu toți reușesc să au această empatie directă cu subiectul, deși ei au încercat. Și atunci, sigur, cei care sunt vorbitori și înțeleg foarte bine limba română trebuie să ajute aici, pentru că noi înțelegem foarte bine exact subtilitatea fiecărui termen folosit în această conversație, nu? Și asta trebuie explicată, nu trebuie glosat. Nu este un subiect ușor hermeneutica limbajului politic sau nu este un subiect ușor hermeneutica rasismului, pentru că fiecare cuvânt este folosit în anumit fel ca să ilustreze anumit lucru. Asta s-a făcut în alte contexte, dar la noi încă nu s-a făcut niciodată. Cum ați spus și voi, toți patru, nu? Toate aceste cuvinte care sunt folosite, toate aceste expresii care apar și care ocupă spațiul public, foarte puține au într-un fel relevanță directă cu documentele istorice, da? Mi-a plăcut foarte mult cum a prezentat Bogdan. Dacă te uiți la discuție, deci numai că vezi contextul regional, vezi contextul comparativ, înțelegi altceva, dar
Câtă lume știe contextul ăsta regional și comparativ? Foarte puțină lume îl cunoaște bine ca să facă. Sau cum a spus și Petre, da, de a te uiți la țări, compar cu Franța, ce se întâmplă la o perioadă similară, nu? Același secol vezi și așa mai departe. Dar lumea nu merge la astfel de surse ca să-și formuleze o opinie, ci merge la alte surse. Și sursele alea la fel trebuie deconstruite, analizate, puse pe tapet și discutate, așa cum facem acest lucru cu surse istorice, se spune așa. Da? Și astea, sper că conversațiile astea inițiate tine, Nicu, vă duce la aceste dezbateri. Se e doar un început. Asta ne și dorim, Marius. Vă propun, din păcate Magda a trebuit să iasă, îi mulțumim foarte mult pentru că a fost alături de noi. Vă propun să mai stăm cel mult 10 minute, să încercăm să răspundem foarte pe scurt la câteva întrebări pe care mă bucur să le avem aici pe chat. Așa că din partea lui Cristi Buflea, sclavia romilor poate fi evaluată în lipsa unor forme de organizare în care factorii de decizie nu au aparținut populației autohtone? Mă refer la faptul că în teritoriile cu populație română, numirea domnitorilor depindea de numirile marilor puteri care au acceptat sclavia. Încercăm să formulăm un răspuns pentru această întrebare. Aș vrea eu pe scurt să-i spun că țările române, chiar și atunci când se aflau sub suzeranitate otomană sau sub, știu și eu, protectorat rusesc, au beneficiat de autonomie internă. Până la un anumit punct, bineînțeles, însă statele respective, statele protectoare, statele suzerane, nu au intervenit în organizarea socială a țărilor române, nu au încercat să schimbe nimic. Iar domnitorii, dacă erau numiți, erau numiți pentru că serveau intereselor macro, nu cele locale. Făcea parte din jocul politic, însă sclavii ca realitate veche, realitate autohtonă, nu s-a încercat niciodată să fie eliberați sau să se impună rămânerea lor în sclavie printr-o intervenție externă, doar în situația Revoluției de la 1848, dar vorbim deja de sfârșitul sclaviei, când restaurarea făcută de intervenția reunită otomano-rusească a dus la anularea decretului de eliberare al guvernului revoluționar. Însă este ceva autohton care se dezvoltă aici, care este puternic ancorat în societatea românească și care nu beneficiază de sprijinul forțelor externe, cât beneficiază de statul vou local, de domnie și de boieri. Mulțumesc foarte mult, Petre. Sper că domnul Cristi Buflea este satisfăcut cu acest răspuns. Mai sunt câteva întrebări legate, mai ales pe prezentarea Magdei. Din păcate nu le vom putea lua pentru că Magda nu mai este cu noi și oricum vom continua această serie de conferințe. Așa cum am zis, subiectul acesta a suscitat, după cum se vede, un interes din partea celor care ne urmăresc. Aș vrea acum să fac o scurtă referire la prezentarea lui Bogdan, care la fel mi-a plăcut foarte mult și Bogdan te felicităm încă o dată și îți mulțumim pentru faptul că susții acest proiect. Mi-a plăcut foarte mult mențiunea ta despre testamentul lui Costache Conache. După cum știi, și eu am fost acolo, am făcut cercetare de teren în comunitatea de la Țigănești și mi-a plăcut foarte mult cum
ai detaliat, practic, modul în care el se raportează la robii săi în cadrul testamentului, și anume robi de la părinți, robii veniți din zestrea soției și apoi robii pe care i-a cumpărat el de-a lungul timpului. Zilele trecute mă uitam pe lucrarea lui Mirel Bănică cu Bafta, Devla și Haramul, dacă nu greșesc titlul. Și acolo se vorbește despre această, cum să spun, legătură aproape de sânge, într-un fel, în sensul că, bine, nu este văzută ca o legătură de sânge, dar se zice că robii în familiile boierești, dădea autorul un exemplu, erau văzuți ca parte a familiei, ca parte integrantă sau ca, cum să zic, că erau anumite trepte, da, de integrare în cadrul familiei, iar robii se aflau pe cele de la din margine. Și mi s-a părut interesantă perspectiva asta, pentru că cel puțin din perspectiva mea explică foarte mult și ideea de asimilare, ideea de cum să zic, practic diferența aceasta, momentul în care robul este om, da, poate fi considerat om, și momentul în care nu mai este. Și dacă ai putea să detaliezi, dacă ai, nu știu, dacă ai văzut acolo în testament mai multe lucruri legate de acest aspect, și dacă ai putea să exemplifici, cum să zic, modul în care el se raportează la subiectul acesta al proprietății lui față de robi. Am inserat acest fragment, mai degrabă o anecdotă cu caracter istoric, în încercarea de a exemplifica faptul că în anumite perioade în țara Moldovei, nu știu, muntenia poate era diferit, stăpânirea asupra robilor avea un caracter oarecum patrimonial, în sensul că ei erau văzuți ca făcând parte din averea nemișcătoare. Dar această avere era foarte importantă nu atât din prisma economică, ci din pricina statutului pe care i-l conferea. A existat un călător străin elen în secolul al XVIII-lea care a vizitat Moldova și care are un fragment foarte interesant. Spune: boierii, atunci când își vindeau o parte din patrimoniu sau din robi, părea cumva că ei sărăceau sau scădeau în ochii contemporanilor. Această idee am încercat cumva să o exemplific și în ceea ce privește, nu vreau să vorbesc prea mult despre acest subiect, știu că ora este înaintată, despre Costache Conachi, care este un boier important, o figură importantă în istoria Moldovei. Ceea ce este interesant în fragmentul lui, în testamentul lui, este că el nu și-a eliberat robii prin testament, ci a lăsat fiicii sale. Binecunoscuta Cocuța Luporidii, povestea este cunoscută. Interesant este cum a justificat el acest lucru. Deci el se prezintă ca un filotim, ca un iubitor al umanității, animat de sentimente nobile. Însă el a realizat cumva faptul că robii nu erau pregătiți pentru a beneficia de această libertate. Trebuiau cumva pregătiți. Are foarte interesant formularea aceasta într-o savuroasă limbă moldovenească de veacul al XIX-lea. Și un alt lucru important, și cu acesta mă opresc, este această, cum să zic, această idee pe care o are. La un moment dat el spune: sunt țiganii mei, sunt țigani conăchești. Adică ei sunt legați cumva de stăpânirea lui asupra moșiei și a familiei lui. Ceea ce este foarte interesant, ipoteza mea este următoarea: o serie de familii de robi au rămas în stăpânirea anumitor boieri timp de generații. E mai greu să facem acum un studiu genealogic, dar probabil s-a format un fel de legătură, cum ai spus foarte bine, ideea aceasta de familie. Însă nu trebuie să uităm că familia nu cuprindea doar rudele de sânge sau prin alianță, ci și pe dependenți. De aici avem termenul de sălași
termenul de sălaș provine probabil din celiadie. Și la fel, ideea de, cum să spun, de dependenți, de slugi care cumva fac parte din familia extinsă. E o idee interesantă care, zic eu, merită discutată mai în detaliu într-o următoare întâlnire. Da, e foarte, mai ales că este la fel și în Statele Unite cu familiile de negri pe plantații. Aceeași transmis din generație în generație, sunt sclavii mei ai familiei X. Și ai perfectă dreptate, Bogdan, este foarte interesant acest sentiment că aparții familiei boierului într-un fel și cu tatăl tău a aparținut și bunicul tău a aparținut și se creează anumită intimitate culturală în jurul acelei familii, într-adevăr, dar asta să nu ne ducă la principiu sau să credem, așa cum este clar în cazul Americii cel puțin, că granițile dintre stăpân și slugă au fost vreodată, au devenit mai, cum se spune asta în limba română, permeabile. Exact, da, au dispărut. Adică, sigur, el știa totuși cine e el și știa și cine erau ei. Dar ai dreptate, formele acestea de sociabilitate, ca să spunem așa, în cadrul sistemului ar trebui mai bine cunoscute istoric. Nu, aveți dreptate. Acest discurs are o undă de paternalism, clar. Are clar. Însă mie veneau mai în minte mai degrabă niște exemple din literatura antică. Dar nu cred că are rost să discutăm acum, poate într-o următoare întâlnire. Da, într-adevăr, însă personalitatea, viața și activitatea lui Costache Cunache sunt destul de bine cunoscute. Sunt colecții de documente, există monografii asupra lui, asupra familiei lui. Deci poate fi continuat acest studiu, mai ales asupra moșiei de la Țigănești. Da, acolo tu știi, Bogdan, că am lucrat pe partea de memorii. Și am fost surprins să văd că oamenii din comunitate aveau repere legate mai ales de fica lui Costache Conache, cea care a continuat practic robia după el. Mai am aici un comentariu tot din partea lui Criste Buflea. Îmi este greu să nu-l expun. Aspectul perspectivei oferită de justiția reparatorie ia în calcul și faptul că au existat șerbi, obagi sau vecini. Și la fel, această temă, da, reprezintă la fel unul din subiectele pe care noi le vom aborda în prezentările și în conferințele acestea, așa că una din ele va fi dedicată în mod special acestor diferențe dintre robi sau sclavi și celelalte categorii aflate în dependență. Curg aici întrebările pe chat. Deja avem, cred că, 2 ore de când suntem pe live. Aș vrea, în numele Centrului Național de Cultura Romilor, să vă mulțumesc pentru faptul că ați susținut încă o dată această activitate. Sper că am debutat într-un mod frumos, da, să zic așa, prietenos. Ne am lansat deja invitația publică, da, și dorința noastră de a lărgi cadrul acestor discuții. Așa că, domnule profesor Turda, vă mulțumesc încă o dată. Bogdan, Petre, vă mulțumesc din suflet. Dorim să vă sprijinim în continuare și ne vedem pe data viitoare, da? Luna viitoare. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc și eu. Da, și eu vă mulțumesc, da. La revedere. La fel.